Consilierii județeni Călărășeni au votat în cadrul ședinței ordinare din luna iunie proiectul de hotărâre privind înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurilor județene în afara perimetrelor urbane și rurale. Consilierii județeni din partea USR au propus plantarea unor arbuști pe marginea drumurilor județene în situația în care legislația în vigoare interzice plantarea copacilor. 2. Proiect de hotărâre privind înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurilor județene în afara perimetrelor rurale și urbane. Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil. Nu sunt amendamente, însă da, suportă discuții în plen. Doamna președintă Amelia Giurcan, da. Ați depus inițiativa pentru acest proiect și aș vrea să-l discutăm în plen, adăugându-i sau să spunem să facem cadru de funcționare acestui proiect. În primul rând, legea 18, completată cu legea 1 și legea 247 și amendată de legea 231/2018, care permite fără scoaterea din circuitul agricol de plantații. Care vine în completare cu legile fondului funciar și atragerea de fonduri europene pentru plantațiile pe care ministerul a avut un proiect care a funcționat, să spunem. Singura problemă unde s-a împomolit acest proiect pentru atragerea fondurilor europene a fost expropriere. Ce facem cu această expropriere de utilitate publică? Pentru că noi discutăm de drumuri județene, înseamnă că interes pentru viitor ca noi, Consiliul Județean, să nu mai cheltuim pentru dezăpezire, să facem aceste plantații pentru protecția drumurilor județene la înzăpezire. Aș considera. Tocmai noi am identificat și în proiect aveți o hartă cu ajutorul colegilor din Consiliul Județean. Vorbim la microfon, vă rog. Deci noi am, în proiect am inclus o hartă. Sunt cei 10 km pentru care noi am depus proiectul. Sunt porțiuni de drum care sunt în administrarea Consiliului Județean, care au cadastru, au intabulare, deci sunt strict, nu discutăm de expropiere aici, nu... Spuneți în zona de protecție a drumului să plantăm pom? Zona de protecție e cei 3 metri de la drum. Zona pentru perdere de protecție e... În zona de siguranță. Deci politica pe care noi ca stat european ne-am angajat să scoatem tot ce înseamnă pericole de pe marginea drumului. Sunt arbuști. Stați, acum noi să putem să dezbatem, putem să facem în felul următor, să aprobăm de principiu proiectul și după aceea să-l amendăm pe viitor cu completarea proiectului. Deci putem să-l aprobăm așa cum l-ați propus, dar nu-i complet. Ca tematică, bă. Atât. Nu. Haideți că de la acest proiect putem să plecăm mai departe. Deci ca să ne dorim, ca să venim, pentru a putea să venim în sprijinul situațiilor pe care județul le va avea în viitor, să putem să asigurăm această protecție pentru drumul județean, trebuie să ieșim din zonă. Trebuie 25 de metri. Ne uităm la autostradă. 25 de metri de zona de protecție a drumului. Să intrăm pe terenul agricol ca să putem să protejăm zăpada, să poată să-și găsească locul să nu ajungă în drum. Și trebuie să se oprească în cei 25 de metri. Asta e tehnic, să spunem, în zona de sud a Brăganului, ca și să spunem, soluție tehnică pe care au dat-o specialiști. Cum putem să facem ca să facem, să aprobăm un proiect viabil? Adică să nu-l facem ca și principiul, aprobăm și-l abandonăm. Noi v-am propus acum un proiect pilot. Dar proiectul pilot înseamnă cum facem exproprierile, pentru că o să ajungem la exproprieri. Imediat, domnul Dumbrava, vă dau cuvântul. Dacă aveți o propunere, cum am putea să facem exproprierile? Nu vorbim despre terenul care este în proprietatea altor, mă rog, agricultori sau altor persoane. Consiliul județean nu are decât drumul județean. Da. Zona de protecție care se înseamnă 3 metri de la asfalt. Exact. Altul în afară și nu poate fi afectat de împădurire. Aici e problema. Ordonanța 43 reglementează. Vorbim despre plantații rutiere, nu despre împăduriri. Este o diferență mare între aceste două, acești doi termeni. Plantațiile rutiere se referă la plantarea unui singur rând,
de arbuști, iar plantațiile forestiere înseamnă plantarea mai multor rânduri de arbuști și arbori. Așa scrie în lege. Dacă legea spune că sunt termeni diferiți, atunci noi o luăm ca atare. Plantațiile rutiere pot fi, acești arbuși pot fi plantați numai pe lângă drumurile județene, numai de-a lungul lor și numai pe un singur rând. Și vorbim de arbuși, nu vorbim ce înseamnă arbuș, arbuși definit de dumneavoastră și de lege, ca să poată să înțeleagă consilierii, să știm efectiv. Înseamnă plantele mici, care nu sunt pomi. Exact. Nu, deci nu sunt pericol pentru... Nu sunt pentru siguranța circulației rutiere. Înseamnă că aici sunt plantele... Sunt, acum trebuie să identificăm cele specifice climei noastre. Să identificăm arbuștii care se pretează climei din Băragan. Arbuștii, aici ar trebui să veniți cu un amendament. Să definim în zona de protecție a drumului, să punem arbuști. La detalii mică medie. Mică medie. Să nu fie arbuști care să producă accidente. Adică să evităm zonele cum face astăzi și drumurile naționale, evită să mai planteze pomi și cei care sunt existenți elimină. Conform legilor în vigoare, îi pune în valoare și face scoate din... Domnul președinte, avem un specialist pe pădure, pe domnul Chiriță, să ne spună care sunt arbuștii care sunt de astăzi. Da, domnul Dumbrav, aveți domnul. Domnul președinte, este un proiect pe care eu l-am aprofundat și datorită faptului că și asta e situația. Eu am vrut să fac și eu un asemenea proiect de hotărâre, dacă colegii de la USR au vrut să facă, foarte bine. După părerea mea, analizând și documentația invocată în acest proiect de hotărâre, este foarte în regulă. Este clar că este vorba nu de arbuși, este vorba de copaci. La ora actuală nu există în legislația din România nicio pedică să nu să planteze acest copaci în zona de protecție. Aveți dreptate, domnul președinte, s-a tot discutat și s-a pus problema legată de Uniunea Europeană ca să nu mai plantăm copaci mari datorită acestor accidente. Nu este transpus în legislația din România așa ceva. Deci, după părerea mea și după legile pe care le-am analizat, și după regulamentul agenției, sau cum să numește, de drumuri, da, este în regulă, se pot planta acest copac în zona de protecție și cred că este binevenit pentru județul Călăraș să facem așa ceva. Dar trebuie să depunem un amendament. Nu, deci, încă o dată, domnul președinte, și încerc scrie, nu se pot planta și copaci mari. Nu este vorba numai de arbuși sau nu este condiționat de plantarea unor anumiți arbori. Domnul Dumbrava, eu cred că ar trebui, chiar dacă dumneavoastră susține să punem și arbori, ce se va întâmpla cu acești arbori peste 5-10 ani când noi suntem, să spunem, participanți la trafic și dintr-o situație tehnică a mașinii te duci în pom. Adică noi, în loc să asigurăm siguranța pe drumurile noastre publice, noi astăzi luăm o decizie pe care, să spunem, ANED-ul le îndreaptă, chiar dacă nu e pe lege, le îndreaptă din punct de vedere tehnic să nu le mai planteze pomi și noi. Arbuștii de talie mică și mijlocie, cred că nu e un pericol. Domnul președinte, se sesează drumul. Este regulă ce spuneți. Eu v-am spus ce spune legea, că este regulă, dar dacă aici, în cadrul Consiliului, se iau altă hotărâre și doamna consilier vine cu altă propunere legată de un arbuști, nu e nicio problemă. Dar legal, proiectul de hotărâre este regulă. Da. Da, domnul Vârtejară? Eu am discutat și în Comisia de Buget Finanțe și am rugat să credeam pe tehnic, voi interveni, da, în sensul că noi suntem beneficiarii și administratorii drumurilor pe țări. Așa este. Noi facem investițiile pe aceste drumuri județene. Avem în curs investiții de asemenea natură. Niciun proiect, începând cu proiectele care le-am făcut pe fonduri europene la început, nu s-au prins în documentația de execuție. Și am avut defrișeri de pom în zona de siguranță și de pensie, care i-am lichidat. Fiindcă, în mod normal, dacă ar trebui să luăm asemenea măsuri pentru
protejarea drumurilor, nu se mai așeza zăpada în timpuriene, probabil. Ar trebui să primim un program de investiții. În mod normal. În sensul că, dacă tot facem drum, partea de rigole la drumul comune, cea mai departe, sigur că ar trebui să punem și aceste perdele. Nu, nu se vorbește de perdele. A rectificat, a spus un singur rând de arbuști pe drumul județean indicat prin o hartă pe care o aveam la direcția tehnică. Gian, o să iei cuvântul, te rog mult. O să iei pentru ce? Rând pentru înfrumusețarea drumului județean și pentru... Asta e scopul, înfrumusețarea drumului județean. Păi atunci dacă... Noi avem o ordonanță care reglementează drumurile în România. 43 de... Așa. Din 2007. În 1997. Sau 97. 97. Care reglementează și se vorbește și despre aceste arbuști și arbuști ce pot fi plantați. Nu precizează scopul. Dar părerea mea este că dacă constatăm că este necesar, ar trebui să-i vindem în programele de investiții. Vreau să fac o primă precizare referitor la modul de exprimare. Zona de protecție a drumului județean nu reprezintă zona drumului care intră în componența drumului. Zona de siguranță, într-adevăr, aparține drumului județean. Zona de protecție este în afara zonei de siguranță și aparține diferiților proprietari. Deci în zona de protecție nu putem face. De asemenea, trebuie să facem o diferență între perdelele forestiere despre care vorbea domnul și care, într-adevăr, avem un aport împotriva înzăpezirii drumurilor județene și plantațiile de-a lungul drumurilor județene, care sunt, într-adevăr, plantații într-un singur rând și se pot realiza în zona de siguranță a drumului județean, adică nimeni de la vecinătate a șanțului de scurgere a apelor. Acestea nu au, în mod deosebit, un rol de protecție împotriva înzăpezirii. Ceea ce scrie în ANED scrie că ar avea un rol de jalonare a drumului și de o creare a vizibilității pe timp de noapte mai bună. În ceea ce privește perdelele forestiere, dacă într-adevăr vrem să facem ceea ce se dorește și s-a scris cumva în acest proiect de hotărâre care ar duce la eliminarea înzăpezirii drumurilor județene, atunci am ajunge în situația în care domnul președinte a făcut precizarea, ele trebuie poziționate în afara zonei de protecția drumului, ceea ce înseamnă parcelele oamenilor care trebuie să expropriați pentru a putea realiza această investiție. Ceea ce spune domnul Vârtejeanu, o să ținem cont pe viitor, o să ținem cont pe viitor, să prindem în documentațiile de execuție a drumurilor județene și plantații rutiere, adică care s-ar încadra pe terenul proprietatea Consiliului Județean. Zona de siguranță. În zona de siguranță, da. Dacă, într-adevăr, cum spune domnul Dumbravă, încă legislația românească nu s-a armonizat cu legislația europeană în ceea ce privește plantația rutieră, poate că motivul pentru care celelalte companii care administrează drumuri în România sau au apucat să taie plantațiile rutiere de pe marginea drumurilor, poate că este un prim pas și poate guvernanții vor și armoniza această legislație, pentru că, într-adevăr, s-a dovedit că aceste plantații rutiere reprezintă un pericol pentru circulație. Cam asta l-am de spus referitor la ceea ce a spus domnul. Asta a fost motivul pentru care s-au înlăturat toți pomii. Vă spun că eu am lucrat la Sedene, la secția de drumuri naționale. Și la momentul respectiv, asta s-a luat decizia pentru... Dar, într-adevăr, nu este o reglementare de armonizare a... Reglementare, dar s-au eliminat toți pentru că, într-adevăr, referitor la ordinul administrației... Domnul Vârtejean, mai aveți ceva de adăugat? Da, doamna, referitor la ordinul Administrației Naționale a Drumurilor, emis în 21 ianuarie 2001, scrie clar, plantațiile rutiere. Prin plantații se înțeleg toate amenajările cu arbori, pome, arbuști. Nu este cazul, n-a fost cazul să scoatem noi exact ce se va planta. Pur și simplu, administrația, prin... puterea pe care o are, va selecta exact pomii, arbuștii sau arbori, exact ce se pretează pentru locul respectiv. Am înțeles că este și o hartă, domnule director. Este o hartă în care a fost consemnat anumite porțiuni de drumuri județene? M-am intrat în posesia acestei hărți. Doamna Amelia Giurcan?
aveți dispus și o hartă pentru... Da, noi am luat... Aveam o hartă, dar... De ce drumuri, de ce drumuri ați făcut referire? Da. Astea care sunt numele de aici. 38 Borcea... Încă câteva porțiuni de drum. DG211, care deja este în... DG308A, DG211D, asta înseamnă Ștefan Vodă, DN21 Ștefan Vodă, DG310, DN21 Călăraș și Vechi. DN21 nu avem competență noi. Adică trebuie să ne definim drum național. Haideți să definim. Putem să decidem pe drumul județean unde suntem proprietari și administrator ai drumului, noi Consiliul Județean. Dar trebuie să definim. Tot ce înseamnă drumul județean e binevenit pentru că avem competența să putem să decidem pe drumul județean. Pe drumul național nu avem competență. Da. Cred că se referă la plecarea și... De la 21, da, nu e pe toți. Nu avem treabă cu DN-urile. Limite, da. DG211, DN21, DG310. Păi e vorba de drumul care intră în Călărașul Vechi, da. De la DN21. Da. Călărașul Vechi este 6. Ce a fost Nicolae? Ce a fost Nicolae Bărcescu? Și progresul a fost până la 4.3. Direcția economică. Doamna director? Dar nu avem un deviz la ce înseamnă... Nu pot să mă pronunț, că nu știu ce valoare va avea. Da, domnul Chiriță. Domnul președinte, referitor la acest proiect, colegul nostru a zis bine cu arborii tăiați de pe marginea drumurilor naționale, dar motivul a fost altul, nu neapărat impactul care avea cu referitor la accidente, a fost vârsta înaintată acestora ca un termen și faptul și... Dar acum să revenim la proiectul nostru efectiv, aș veni cu un amendament la modul care să se facă o comisie tehnică, juridică, din cadrul consilierilor, întâi să analizăm foarte bine terenul pe care să vedem ce de cazul să nu facem expropieri, că nu suntem în stare să facem expropieri la momentul ăsta, care efectiv să mulează pe proiectul nostru. Adică unde am avea posibilitatea să facem aceste perdere, impropriu spus, perdere de protecție. Și al doilea amendament, aș vrea să venim cu o situație clară, acolo trebuie să marcăm, în ce am discutat așa, arbuști de talie medie-mijlocie, deci arbuști, nu arbori, care în codul silvic spune clar că au înălțimea maximă 15 metri, se pot toaleta, se pot face lucrări de îngrijire, fără să avem nevoie de experți de la Ocolul Silvic, care atunci când îi taie, știți foarte bine că trebuie să facem APV-uri și alte documente. Deci, în primul rând, aș propune să facem întâi o comisie, să știm clar unde putem să plantăm, unde avem dreptul legal la momentul ăsta să facem noi pe drumurile județene. După ce avem terenul, să stabilim și ce specie de arbuști o să plantăm. Spune să facem o vizită în teren, să formăm o comisie, să... Exact. Efectiv, să spunem, domne, pe drumul ăsta județean, pe 2000 de metri, pe 2 km, avem voie. Legal, tehnic, nu trebuie să facem expropriere. Acum vorbim cu inițiatorul acestui proiect, doamna președintă. Vreți să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre și să-l propunem complet după ce facem o analiză și să avem mai multe elemente care să ne ducă la și finanțare și deviz și tot ce înseamnă complet acest proiect, sau doriți să-l aprobăm în forma inițială, ca un acord, ca un proiect de principiu, după care să venim cu completare la acest proiect de hotărâre. Din care punctul nostru de vedere ar fi foarte bună formula aceasta, să-l aprobăm și pe urmă să... Haideți să dăm o aprobare de principiu, după care să venim cu completare. Trebuie să suferă niște modificări, pentru că trebuie să avem și niște costuri. Da, stați, până să ajungem la vot. Domnule consilier, domnule președinte Răzvan Mezeșanu. Domnule președinte, domnilor consilieri, domnilor, dacă nu era ideea de comisie lansată de colegul Chiriță, nu știu dacă interveneam neapărat. O făceam, dar poate mai scurt.
Comisiile astea au omorât țara de vreo 30 de ani. Cum vrem să lansăm câte ceva, cum hai să facem o comisie? Și ce vreau să spun? Odată vreau să felicit opoziția mare din Consiliu, că opoziția mică suntem noi, pro-România. Că s-au gândit să inițieze un proiect. Și noi îl vom susține. Da? Deci pro-România dorește să readucă în prezentul de astăzi faptul că, așa cum am spus la investire, noi dorim să fim de echilibru și chiar dacă am anunțat că vom susține proiectele de dezvoltare ale majorității, ale PSD-ului, atunci când opoziția va avea un proiect argumentat, un proiect bun pentru comunitate, noi îl vom susține. Considerăm că ceea ce au propus colegii de la USR-PNL este de o asemenea manieră. Poate ajuta comunitatea, într-o formă sau alta. Că sunt perdele de protecție, că sunt plantații rutiere. Putem să corijăm, putem să completăm. Important e că vine din partea opoziției un proiect sustenabil. Înțeleg din cuvântul dumneavoastră, domnule președinte, că și dumneavoastră agreați. Este mare lucru ca majoritatea PSD-ul să susțină el însuși, da? Un proiect al opoziției, iată că se poate. Asta ar fi o idee. Cea de-a doua idee este că, domnule, dacă politicienii își propun ceva, în țara asta s-a dovedit că se poate. Problema este că s-a dovedit că se poate face și sau că se pot face multe lucruri proaste, dacă vor politicienii și numai ei. Consider, și asta am mai spus-o și o să o repet cu obstinență, dacă politicienii își doresc ceva și există voință politică, să se facă aceste lucruri, dar să-i lase pe specialiști să creioneze și să ducă până la capăt un lucru propus de politicieni. În speță, acest proiect, dar și altele, chiar și ale dumneavoastră, ale opoziției, ale puterii. Doamne, haideți să încercăm să lansăm ideea, lansăm inițiativa și să ne consultăm mult mai mult cu directorul tehnic, cu directorul economic, cu directorul spitalului, cu directorul de la din domeniile în care propunem ideea respectivă. Pentru că altfel vom transforma acest for deliberativ, acest parlament local, în dezbateri nesfârșite pe un singur proiect și ne dăm cu părerea cei care nu ne pricepem. Consider că ceea ce, și cu asta concluzionez, o să închid, consider că ideea, sub o formă sau alta, repet, pentru comunitățile din Călăraș, a colegilor de la USR-PNL este foarte bună, dar haideți să vedem cum o punem în practică pentru a prinde viață în viața asta, să mai prindem și noi. Pentru că eu, când am citit materialul, m-am gândit la un aer mai pur, m-am gândit la o sănătate mult mai desăvârșită pentru mine, pentru copiii mei, pentru copiii celorlalți, pentru bătrâni, da? Nu m-am gândit la intrarea autovehiculului într-un pom. Deși și acest lucru este posibil. Deci noi milităm pentru a exista proiecte și din partea opoziției, atunci când sunt bune, le vom vota și din partea dumneavoastră le vom susține. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiatorul proiectului, doamna președinte Amelia Giurcan. Vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor de la Pro-România pentru cuvintele pe care le-au spus. Să-i mulțumesc domnului secretar general Paraschiv pentru deschiderea pe care a avut-o. Și în al doilea rând vreau să vă mai spun că noi, ca buget pentru acest proiect, ne-am gândit că putem cere arbuștii, arborii cu titlu gratuit de la Ron Silva. Este o discuție pe care urmează să o facem cu Ron Silva. În legătură cu plantarea lor, dacă identificăm zonele unde pot fi plantați fără probleme, putem să organizăm o acțiune de voluntariat cu un ONG care am luat legătura cu ei și sunt de acord să vină la Călăraș. Și o să reducem foarte mult și costurile de cu acest proiect. Asta înseamnă că aveți deja niște soluții, aveți câțiva pași. Eu vă propun să aprobăm în forma propusă de dumneavoastră, iar dacă ceea ce ne propuneți acum în ședință, că va fi un ONG care se va ocupa să planteze, să ne sprijine în aceste plantări, fără să facem, să spunem,
să venim cu amendament pentru asigurarea sumelor. În condițiile în care nu vor fi, să spunem, disponibili, atunci facem în așa fel încât să facem amendament, să aducem și sumele necesare pentru a face proiectul să fie complet. Vă propun spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat.